Salut prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să încep prin a vă mulțumi că mă urmăriți, că îmi dați like, subscribe și că îmi scrieți mesaje. Unii dintre voi mi-ați scris întrebarea când o să ies la căprior. E bine, a venit în sfârșit și clipa aceea. Adevărul e că am ieșit destul de des anul acesta, însă altfel decât în anii trecuți. De cele mai multe ori singur, doar cu camera de filmat și cele necesare pentru camping. Iar după cum vedeți, locurile sunt absolut superbe. Așa ceva. Ocazional mă dădeam și cu băț în baltă. Din fericire, micul Jim este echipat corespunzător și de obicei reușește să mă scoată din necasă. Ce faci, pilot? Tot în această perioadă am descoperit și cât de bine se poate dormi într-un hamac. Iar acum, de-abia aștept următoarea ocazie în care să dorm în aer liber, legănat sub miliarde de stele sau, mă rog, sub o prelată. Pentru că ploi au fost destule anul acesta, cel puțin în această regiune. Într-o noapte am avut niște musafiri de care n-am mai reușit să scap nicicum. Și drept mulțumire, dimineața mi-au alungat mistreții pe care de mult tot speram să-i pot filma cât mai de aproape și pe lumina zilei. Tange-mă! Ei, mama voastră! Poate recunoașteți locul acesta. Aici am montat rânitoarea automată, iar acum mistreții merg acolo ca la ei acasă. De fapt, chiar sunt la ei acasă. Când ești singur, îți poți permite să-ți împarți timpul cum vrei tu. Dar ideea era să explorezi cât mai multe zone și, dacă am ocazia, să filmezi ceva interesant. Porci, porcei, tot ce vrei. Am pus mai multe camere în teren și le schimbam locația cam la 2 săptămâni. Locația aici e un fel de spa pentru porci. Urmă peste tot. Descărcatul pozelor vine la pachet cu o doză de dopamină, mai ales dacă prin fața aparatului s-au preumblat exemplare mult peste așteptări.
apropo de cameră, haideți să vă arăt un program foarte interesant făcut de Sobi. În acest program puteți copia pozele în funcție de locație și de specia fotografiată, iar programul preia automat informațiile legate de ziua, ora și minutul în care a fost făcută poza. După care întocmește un grafic în care puteți vedea când sunt active animalele pe parcursul anului, într-o anumită locație sau în general. Linia aceasta este trecerea de la noapte la zi. Aici e schimbarea de oră, iar dacă țineți cursorul pe câte un punct, vă arată poza respectivă. Foarte util programul. Dacă vreți și voi, vă scriu în descriere e-mailul lui Sobi. O tehnică bună pentru filmarea de la distanță foarte mare este folosirea unui spotting scope pe un trepied și cu un adaptor pentru telefonul mobil. Așa a reușit Sobi să filmeze câteva exemplare chiar superbe. Nu o să ghiciți niciodată ce scot din rucsacul ăsta. Un mini tree stand. Este făcut tot de Sobi. Și ideea ar fi să fie super portabil. Eu îl folosesc, de exemplu, ca să montez camerele în zonele circulate, cât mai sus pe copaci, ca să nu le poată ajunge eventualii binevoitori. La vânătoare, poate fi folosit la trecători, unde nu totdeauna găsim copaci groși. Datorită formei, acest tree stand este chiar mai potrivit pentru copaci subțiri, pe cei groși fiind mai dificilă cățărarea. Cu mică adaptare, poate fi folosit și ca observator permanent. Dacă credeți că v-ar fi de folos un astfel de tree stand, găsiți detalii în descrierea clipului. Am mai fost și alte ieșiri, inclusiv una gen expediție, în care am ieșit cu mai mulți vânători ca să campăm peste noapte. Trupa e gata de atac! Dar până la urmă furtuna ne-a stricat planurile și n-am rămas decât cu grătarul. Iar ne strică planurile vremea. Trec peste celelalte ieșiri care au fost și ele frumoase, însă fără prea mare relevanță, și să trecem în sfârșit la vânătoarea propriu-zisă.
Ies din nou pe teren, de data asta doar cu camera, pentru că paznicul nu-i cu mine. Și aș vrea să văd dacă în sfârșit a început sau nu alergatul și în zona asta. Până acum nu răspundeau deloc căpriorii la chemătoare. Așa că ies un pic, fac o tură și dacă văd ceva interesant, zile următoare o să stau țintit la căpriorul respectiv. Poate că e un pic prea devreme. Apoi, în sfârșit, o primă reacție. O capră cu iedul ei. Nu-i ceea ce speram, dar e un început. În sfârșit. Am văzut un țap mai mic, la 30 ceva de metri de mine. A trecut prin fața mea. Când era pe acolo, în zona aceea, am chemat cu chemătoarea. În momentul în care am văzut din spate venind în viteză, care tot așa a venit la 30 de metri de mine. Am încercat să filmez, nu cred că se vede ceva pe filmare. Din păcate, activitatea începe foarte târziu seara. Eu oricum eram fără armă, dar cred că voi veni aici într-o dimineață. Trebuie să fiu aici înainte de răsărit. Încet. Mă pun undeva la tufele alea. Și chem. Da, asta e strategia. Pare frumos al țapă. Tras la unul, avea piciorul rupt sau ceva.
Deci, am venit unde ieri seara am văzut ceva care mi s-a părut un țap frumos și mare. Am văzut doi, unul mic în stânga, unul mai mic în dreapta. N-am trasat niciunul pentru că aici, în groapa asta de sus, am văzut un alt țap cu două capre. Pe țap nu l-am văzut, nu i-am văzut capul, am văzut numai că aleargă după două capre ceva. Așa că am venit pe marginea asta și am început să chem. Am stat vreo 15-20 de minute bune și la un moment dat mi-a apărut un țap care ținea un picior în aer. Lucru etic pe care puteam să-l fac este să trag la țapul respectiv, că în regres. Îl doare piciorul. El ținea în aer numai. Da, la lovi. I-ai dat-o mă, zic și eu, da. A venit, a intrat la tine. A intrat numai un pic aici, fac. Hai că coborăm cu mașina aia, cum mai veni iară după aceea. Dar mai lasă-l un pic, că după aia dacă fuge mai adânc, după aia scos mai greu. Ai nimic mai fugă, că i-ai dat un blat, mă. Păi că nu. V-a venit, știi cât a venit, prea că a venit 20 de metri. Vezi undeva sânge? Vezi undeva sânge? Ai găsit sânge? Oi, oi, bă, da, interesanti corni. Da. Așa e? Ai, 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 ni. Bătrân, așa e? Ai, corni. O umflătură? E rupt oare? Ce mic că e așa la corp. Sau? Mi se pare mie. E bătrână. E ce unghii are, vezi? Ce unghii a crescut? Nu-și punea piciorul jos? Nu mai... Asta de ceva vreme umblă așa. Ia uite. Aici. Așa, unghii. No, la poză cu el. Ținem acolo unde e cosit. Acolo unde e... Uite scurmătura aici unde. Da, au fost, cred că s-a urmat. Felicitări, făcut o selecție bună. Mulțumesc, mulțumesc. Aici e creangă, se de asta. Am primit. Porumb și s-o tămădit așa. Și apoi nu e cum a făcut, tot prindă puroi aici. Foa. S-o făcut cuptele aia pe deasupra și au rămas așa. Acesta a fost clipul de astăzi. Like, subscribe dacă v-a plăcut, comment dacă aveți chef și să ne vedem cu bine data viitoare.